Așadar, dragilor, bună dimineața! Bine ne vedem din nou la Stupină. Suntem în 20 astăzi, 20 septembrie. Am făcut acel filmuleț, l-am spus deja de ieri. Multe probleme, puține soluții. Așa este. Azi noapte am tot stat și mi-a zis, m-am tot gândit și am zis, băi, totuși trebuie să găsesc niște idei ca să încerc să ordonez. Acum am trecut în revistă, am văzut cam care este situația, destul de grea, foarte grea chiar, și să încercăm cum anume. Dragilor, vreau să vă spun un lucru. Esențial într-o astfel de situație este să ai ordinișile înstrânse până la o albină, așa poate albina aceea puțină cât este să apere. Deci este lucru esențial să nu fie descoperite, fie de alte stupine, fie de, să spunem, propria stupină, de familiile cele mai puternice și așa. În fiecare an pățeam, datorită neatenției, nu controlam și câte o familie mai slăbuță rămânea cu ordinișul deschis mai mult și atunci era repede descoperită, toamna este și mă trezeam că era lichidată. Nu rămâne nimic, cu tot cu fagurii roade. Deci totul făcut praf. Ei, deci, o primă problemă este, strângem ordinișii la o singură albină, să zic așa, bine, proporțional cu cât e familia, dacă ea, mă rog, stă pe 7-8, sunt 7-8 rame pline full cu albină, atunci lași la 2 cm, să zic așa, 1 cm jumate, 2, nu vă faceți probleme. Nu mai este o perioadă aceea cu călduri, ce ne facem, nu are să nu cumva să sufoce familia, nu o sufoc niciodată. O altă problemă, dar tot atât de importantă, este să nu lăsăm în familie decât rame acoperite. Dacă familia e de două rame, familia, dacă atât este de mică, pe două rame, să o concentrăm cât se poate de tare. Iată, eu acum am comis o greșeală, de fapt am văzut ieri că stau prost la capitolul ăsta. Am foarte multe rame în familie. Și eu trebuie să fac această mișcare urgentă. Deci ramele de aici, tot ce e ramă albă, trebuie scoase urgent, dar absolut repede. Pentru că altfel, aici trebuie să și cercetăm caietul, că am făcut odată, am umblat aici, trebuie să știm exact care este situația cu familia asta, în condițiile în care... Acolo trebuie închis ordinișul. Unde la? Pe spate, parcă. La 12 spate? Da. Nu, ne uităm pe caietel și totul va fi rezolvat. Dar insist și le spun așa. Câte vreme, dragilor, păstrăm și ramele acestea care au câteva albinuții, în loc să trimitem toată albina, să o concentrăm pe ramele de cuib, cu matca, dacă există. Asta e deschis anemanul, iar. Asta am deschis anemanul și atunci a venit albina de acolo, ar trebui să vină aici, nu? Așa. Dar ramele astea, cel mult o singură ramă, deci, dragilor, cel mult o singură ramă. Trebuie să o lăsăm după diafragma. Am pus aici diafragma. E bine că am făcut chestia asta. Dar n-au ce căuta ramele acestea care sunt albe. Deci cel mult una, atât spuneam. Altfel, dacă păstrăm multe rame, ea trebuie să patruleze peste tot, celulă de celulă, și în felul ăsta, dragii mei, nu facem decât un singur lucru, un mare rău. În loc să fie acolo, să fie toată albina îngrămădită pe ramele acelea, unde e matca, unde se lucrează, ea se resfiră și dă sentimentul de sărăcie. Deci noi nu ne dorim asta, trebuie să-i dăm sentimentul de bogăție, că sunt multe. Pe urmă, nici nu îi expunem riscului de a fi atacați. Că în condițiile în care avem mai multe rame, albina trebuie să umble peste tot, să vadă dacă nu a intrat o hoață, nu? O albină din altă parte. Și în felul ăsta nu face altceva decât să... Asta aș lăsa-o și vă spun și de ce. Pentru că pe ea, fiind din coace diafragmă, trebuie să o tragă și să o ducă în cuib merea. Așa se stimulează și familia și totul merge foarte bine. În partea asta am sentimentul că am hotărât să deschidem ochiul aneman. Cumva, cred că asta am făcut, sau de miros, nu mai știu exact cum am procedat. Ia să vedem acum. Nu, ochiul de miros l-am deschis.
probabil, familia asta nu are matcă. N-ai putea să iei caietul să te uiți? Sigur că da, dar caietul este acolo, în mașină. Ne. Hai să mă duc și cu ramele astea. Da. Pentru moment. Ia nu lăsăm rame. Asta e cu o problemă foarte importantă. Nu lăsăm rame gradelor la... La acte. La acte, acolo. Da, da. Deci la familia 12, la stupul 12, așa am procedat ieri. Vedeți de ce trebuie să-ți notez în caiet? Acum am avut șansa că soția lângă mine fiind. Trasă boci, matră neîmperecheată, capătă, tras boci. Deci au tras boci. Hai și, să vedem. Și față, aici ești la față. La unde? E deschis hanemanul. Și față e deschis mirosul, n-am deschis hanemanul. Mirosul ca să se uniformizeze. Unde? Deschis hanemanul, ai zis tu, dar văd că e ochiul pentru miros. Am greșit eu probabil, dar pentru miros am deschis. Cu gândul ca să se uniformeze mirosul, că am spus aici că e matca proastă. Dar haide să-și începem. N-are ce n-au ce căuta ramele astea. Ce să facem cu ramele astea de aici? Deci, toate ramele acestea, ușor albina să resfire pe ele, așa, și în felul ăsta ele trebuie să acopere o suprafață mult mai mare. De ce? Aceste 10-20 de albine, în loc să stea pe ramele care ar trebui în condiții care ar avea cuib, ar avea... Acum, încă o dată, mai ales în situații de acestea, când vom trimite familia asta, dacă am hotărât să o trimitem pe... în familia de bază, deci dacă am hotărât să o trimitem în cealaltă familie, deschizând acușul ochiul haneman, cu atât mai mult nu trebuie să avem rame de aiurea. Deci, nici într-un caz, așa ceva nu trebuie să se întâmple. Toate ramele, absolut toate, trebuie strânse. Sigur că trebuie să fiți foarte atenți unde le strângeți, trebuie să fie perfect închise, încât să nu cumva să-l descopere familia albina, că o nenorocire se produce. Deci, credeți-mă, asta e una din grijile mari, ca acolo unde le duci să nu ai necazul acesta. Iată, acum eu am început. O și venit una, două albinuțe. Deci nu-mi permit, trebuia să fiu cumva în față cu mașina, să le pun în portbagaj și acolo să se strânge foarte bine.